Hristos a înviat. Astăzi este despre realitatea învierii. Pentru că învierea a fost un eveniment în istorie, putem pune degetul pe el, iar omul are nevoie de istorie, de realitate. Abia credem ce este istoric, abia. Realitatea învierii e subiectul de azi. De asemenea, astăzi este, dragii mei, iubiți frați și surori, despre puterea învierii. Pentru că nu e doar un eveniment învierea, ci este o necontenită putere, după cum Apostolul Pavel spunea, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Este viața cea nouă, este învierea care lucrează în fiecare dintre noi și așa să facă Dumnezeu. Și de asemenea, astăzi este despre nădejdea învierii. Pentru că învierea lui Hristos ne dă speranță că vom învia și noi la învierea cea de obște, învierea de apoi, când vom fi ridicați de Hristos în numele învierii Lui. Și dacă Hristos a înviat, spune același apostol Pavel, El va aduce înapoi pe toți care au adormit în Hristos. Așadar, azi este despre realitate, despre putere și despre nădejdea învierii. Glorie lui Dumnezeu și binecuvântată fie învierea Lui. Amin. Ne putem așeza. Pericopa evanghelică din seara aceasta, care se potrivește pentru azi, se potrivește și pentru că e seară, este cea care s-a citit în deschiderea slujbei, Ioan capitolul 20, doresc doar să vă amintesc, versetul 19 la 23. Această pericopă ne vorbește despre un eveniment pe care îl prezintă doar Ioan, doar evanghelistul Ioan, când în ziua învierii Domnul Iisus Hristos se arată dimineața femeilor, dar se arată și seara ucenicilor. Și este, din perspectiva aceasta a zilei, o dimineață cu înviere și o seară cu înviere. Pentru că, cu adevărat, Domnul s-a arătat timp de 40 de zile, dar probabil cele mai fulminante arătări, poate cele mai dese, poate cele mai spectaculoase arătări ale Domnului, au loc chiar în prima zi, în prima din cele 40 de zile ale arătărilor. Așadar, ne aflăm în seara aceleiași zile, în ziua de duminică, în ziua dintâi a săptămânii, după cum considerau evreii, și dacă ne adunăm de atunci încoace la biserică ca slujbă principală duminica, nu este un moft, nu este doar ca să fim diferiți de evrei, deși și asta a contat în plan simbolic la începutul creștinismului, dar noi ne adunăm duminica, în fiecare duminică, să celebrăm învierea lui Hristos. Subiectul predicilor apostolilor, cum citiți în Faptele Apostolilor, subiectul teologisirilor, cum citiți în epistole, a fost mereu învierea lui Hristos. Impactul învierii, puterea învierii, dimensiunea cosmică a învierii lui Hristos. Ei bine, textul nostru are două puncte de greutate sau două centre. În primul rând, probabil undeva în primele două versete citite, cum vom vedea, se vorbește propriu-zis despre înviere, despre arătarea Domnului la ucenicii ce erau cu ușile încuiate. Iar a doua parte a pericopei vorbește despre Duhul Sfânt, despre Duhul cu de mare. Așadar, putem să intitulăm mesajul acestei seri Învierea și Duhul. Legătura dintre ele și felul cum textul pune împreună și învierea și Duhul. Haideți să le luăm pe rând. Citim că în seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, versetul 19, pe când ușile locului unde erau adunați erau încuiate de frica iudeilor, Iisus intră între ei, stă în mijlocul lor și le spune, pace vouă. Ce înțelegem de aici? Când zicem învierea sau arătarea Domnului din acest text, înțelegem că Domnul Iisus, când ajunge în mijlocul ucenicilor, găsește o stare de spirit, găsește o atitudine, o trăire puternică, emoțional puternică, și zice că erau cu ușile încuiate de frica iudeilor, iar tema, atmosfera pe care o găsește Hristos, este frica.
De aceea legăm învierea de frică și privim învierea ca un antidot al fricii. De ce se temeau ucenicii? Și sigur că noi, ușor triumfalist, uneori citim textul acesta și ne gândim, noi nu ne-am fi temut niciodată. Așa a zis și Petru. Sigur că atunci când citești un text, te vezi mult mai bine decât personajele din text. Ne vedem invincibili pentru că citim în vremuri bune, uneori în entuziasmul nostru, și poate ne gândim că noi nu ne-am fi baricadat în încăperea aceea, nu ne-am fi închis, nu ne-am fi izolat, nu ne-am fi lăsat inima cuprinsă de teamă, de frică, de spaimă, ce se va întâmpla cu noi. Îngăduiți-mi, dacă vreți să le iau apărarea, și să spun că frica, până la un punct, este o reacție legitimă a minții noastre, ba chiar a organismului, care este cumva un fel de protecție pentru supraviețuire. Când vezi un pericol, fugi de el. Când te apropii de o prăpastie, te retragi. Când un om își pune mintea cu tine, un om care și-a pierdut mințile, când îți pune viața în pericol, nu stai în calea lui. Fugi, reacționezi. Când o calamitate se întâmplă, te ascunzi. Când un virus vine, îți pui mască. Și alte măsuri. Subiectul acesta al fricii, care apare în contextul arătării Domnului din Ioan, și nu numai, e un subiect pe care poate îmi face bine să-l înțelegem în normalitatea lui, în legitimitatea lui, legitimitatea lui. Frica, dragii mei, nu e un subiect de rugăciune în sensul Doamne, izbăvește-mă de frică, să nu mai îmi fie frică. Frica e ceva ontologic, adică ființial, ține de ființa noastră. Dumnezeu a pus în noi capacitatea de a ne fi frică. Frica înseamnă că avem discernământ. Copilul se aruncă, pune mâna pe fierbinte, cade de la etaj. El nu are frică pentru că nu are ce? Discernământ. Antropologic, psihologic și așa, acum psihologia e aproape mântuirea însăși. Lucrurile sunt clare, că în spatele fricii, a reacției, este capacitatea noastră de a discerne, de a sesiza pericolul. Deci e ceva uman, e ceva care ne definește, ne face diferiți într-un fel de lumea animală, de lumea vegetală. Deci frica, ce să vă mai spun că dacă te uiți în Evanghelii, momentele în care ucenicii au zis cu adevărat acesta e Fiul lui Dumnezeu sau tu ești Fiul lui Dumnezeu, a fost pe mare, pe o mare învolburată, când s-au, ziceți, temut. Abia în mijlocul spaimelor noastre, a experiențelor de gradul zero, a pierderilor, a bolilor incurabile, a unui necaz în familie sau în afara ei sau cu cineva drag, abia când te atinge focul, când ajunge și în casa ta necazul, abia când te temi din toate mințile tale, din toate puterile tale, abia atunci, nu-i așa, îl vedem mai aproape, mai clar, mai curat, mai mare pe Dumnezeu. Frica este o scurtătură spre Dumnezeu. Teama de Dumnezeu este cea mai bună atitudine pe care o putem avea în ziua învierii și nu numai. Doar că aici, dragii mei, în cazul lor, a ucenicilor, frica devenise ceea ce am putea să numim paralizantă. Frica pusese, le copleșise inima și erau incapabili de reacție. Fără să intrăm în detalii, să știți că tema aceasta a fricii din cauza iudeilor apare ca o temă recurentă în Evanghelia după Ioan. De exemplu, în 7:13 citim, totuși de frica iudeilor nimeni nu vorbea de el pe față, de frica iudeilor. În 9:22, părinții orbului care fusese vindecat, orbul din naștere, au zis aceste lucruri autorităților pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă și se temeau de iudei. De asemenea, în capitolul 12, versetul 42, totuși,
Chiar dintre fruntași mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. În 19:38, Iosif din Arimatea era și el un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, și auziți ce spune textul, sau observați, vă rog, de frica cui? Iudeilor. Și de frica iudeilor, totuși pe ascuns, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus. Și așezat în context, priviți din nou la capitolul 20, versetul 19, textul nostru. Pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor. Și pe când erau încuiate de frica iudeilor, a venit antidotul fricii, soluția pentru frică. Și soluția nu e o religie, nu niște versete magice, soluția e Iisus. Hristosul cel înviat e soluția. Învierea e soluția. Hristosul care învinge moartea, care precum troparul spune, cu moartea pe moarte, călcând. Hristosul care biruie, Hristosul care triumfă, Hristosul care moare ca un om, dar înviază ca un Dumnezeu. Odată intrat prin ușile încuiate, intrat prin materie, trup care intră, materie care intră prin materie, cum raza de soare intră prin geam și nu sparge geamul. Și raza rămâne rază și geamul rămâne geam. Materia care intră prin materie, cel mai banal argument, și sunt altele mai sofisticate pe care nici eu nu le înțeleg, din fizică. Dar asta e cel mai simplu. Și când Domnul pătrunde la ei și îi găsește cu inimile pline de frică, pentru că toată Evanghelia s-au temut mulți de iudei și iudeii aveau putere, erau la ei acasă, aveau toate pârghiile pe mână, l-au răstignit pe Domnul, cum să n-aibă putere? Când intră Iisus, intră tocmai ca să anuleze, ca să diminueze, ca să rezolve frica. Trei caracteristici ale fricii enumerate doar. Prima caracteristică aș spune că este dezorientarea, pentru că atunci când te temi, ești implicit dezorientat, nu mai știi încotro să apuci, nu mai știi cum să reacționezi. A doua caracteristică a fricii este descurajarea, o deznădejde pune stăpânire pe inima ta, o deprimare, ori poate chiar o depresie. Și de asemenea, poate o a treia caracteristică este izolarea. Ai tendința să te izolezi, să te restrângi în carapacea ta, să nu mai vrei să știi de nimeni și aproape orice să te atingă, să te deranjeze, să te doară. Este ca o rană deschisă, ca o plagă și oricum te-ai întoarce, parcă tot în plaga aceea te lovești. Nu vi se întâmplă așa? Un pic te lovești la deget sau te tai și toate mișcările care le faci până se vindecă, ți se pare că numai în degetul acela se... Că doar dacă suferă un mădular, zice Scriptura, suferă tot trupul. Iată ce este frica. Frica până la un prag e normală, e naturală. Ba chiar o folosește Dumnezeu ca să ne atragă spre El, ca să ni se arate. Dar de la un prag devine inumană, devine paralizantă, pune stăpânire pe inima noastră, ne copleșește. Știți cum rezolvă învierea? Știți care sunt remediile pentru frică? Priviți în text. În primul rând, prezența lui Iisus. Zice că a venit Iisus și a stat în mijlocul lor. Și imaginea aceasta este că Iisus ocupă întotdeauna centru, iar noi suntem în jurul lui Hristos. Și voi spune un lucru care s-ar putea să sune banal, dar n-aș vrea să sune. Din toate punctele de vedere, aici, acasă, în viața noastră, Hristos să ocupe centrul. El a înviat ca să fie în mijloc. El a înviat ca să fie în centru. El a înviat ca noi, precum planetele, să gravităm în jurul Lui. Dar nu noi să fim centrul. Niciodată nu e vorba despre noi, niciodată nu e vorba despre om, niciodată nu se învârte creația și istoria și destinul ei în jurul omului, dar se învârte în jurul lui Hristos. De aceea, un remediu, un prim remediu al fricii este prezența lui Hristos, este invocarea prezenței lui Hristos, așteptarea, bucuria pe care ți-o dă prezența lui Hristos.
Al doilea remediu este pacea lui Iisus. Zice că Domnul, odată ce a apărut în mijlocul lor, le-a zis: pace vouă. În Vechiul Testament, în limba ebraică, este shalom. Știți că unii dintre frații noștri nu ne mai salută cu pace, ci au ajuns direct la rădăcină. Și cu un exces de etimologie, ne salută cu shalom. Și se așteaptă că și noi să intrăm în jocul ăsta. Asta zice în Vechiul Testament, shalom. În Noul Testament, în greacă, aici, de exemplu, zice eirene. Eirene, știu că nu sună așa. Rămânem pe shalom. Dar, de fapt, astea sunt sinonime. Sunt din limbi diferite, dar amândouă se țin acolo, cu același sens. Shalom, respectiv eirene, nu înseamnă absența războiului, nu înseamnă absența conflictului, nu înseamnă hai să nu ne mai batem, hai să nu mai vorbim urât. Nu înseamnă nici măcar hai să ne împăcăm. E mult mai mult. Când zice Hristos eirene, când spuneau evrei shalom, este pacea care este pace, se numește, vă spun complicat, apoi facem simplu. Este pacea existențială, adică care ține de adâncul ființei. Și shalom înseamnă pace cu mine însumi, pace cu tehnologia mea, pace cu mâncarea, pace cu somnul, pace cu casa, cu mașina, cu familia, pace cu vrășmașii, pace cu prietenii, pace cu biserica, pace cu propria mea vocație, să fac pace cu vocația mea. Shalom înseamnă acord de plin, înseamnă această stare de bine care mi-o dă liniștea, dar o liniște, înțelegeți, care mai bine am traduce-o prin acord cu tine însuți, să viețuiești în pace cu lucrurile, cu viața, cu tine, cu destinul tău, să-ți asumi, nu să te resemnezi, ci să te bucuri de ce ai, de ce nu ai, să fii mereu în această stare de pace, de liniște. O, dragii mei, avem așa de mare nevoie de pace, de pace profundă, de pace adâncă, de pace din aceea, cum spune cântecul nostru, am o pace ca o mare. Așa pace să ne dea Dumnezeu. Pace cu Dumnezeu, cu noi înșine, știți? La care trebuie să lucrăm, e ceva dinamic în fiecare zi, să asumăm. În mijlocul încercării poți să ai pace, dar nu pacea aceea că nu te interesezi, nu dai telefon, nu te duci, nu-ți iei tratamentul, te rog. Nu pace din aceea, ai inconștiență. Ci tu faci tot ce ține de tine, tot ce crezi tu că trebuie făcut. Tu le faci pe toate și deasupra tuturor, tu ai pace, ai pacea lui Hristos. Domnul va fi zis până la momentul acesta, am venit să vă dau pacea, dar nu vă dau cum vă dă lumea. Adică nu o pace trecătoare, nu o pace superficială, nu o pace consemnată în acte, nu o pace între națiuni, ci am venit să vă dau altfel, adică profund interioară, până în adâncul ființei. Prezența lui Iisus, pacea lui Iisus și, trei, revelația lui Iisus. Zice că Domnul, intrând la ei, le-a arătat mâinile și mai ce? Coasta. De ce apare coasta aici? De ce nu apar mâinile și picioarele? Pentru că la evanghelistul Ioan, cum știți, se relatează momentul acela în care unul dintre soldații romani a luat sulița și pentru a verifica dacă răstignitul a murit, a înfipt-o în coasta lui Iisus, nezdrobindu-i fluierele picioarelor și spune că din coasta a curs sânge și apă. Și coasta aceea alături de mâini poartă stigmatele elocvente ale crucificării, ale jertfei. Și Domnul în mijlocul lor le arată mâinile și coasta, le arată stigmatele răstignirii, le arată rănile de acum închise, cicatrizate, dar suficient de clare, de evidente, ca să nu confunzi rana aceea cu orice altceva. Și ei, pentru ei, asta este o revelație. Pentru ei, lucrul acesta este o evidență și ei cred din nou în Hristos și inima lor din nou se umple de speranță, de nădejde, frica este diminuată și credința ia locul fricii. Este înduioșător să ne gândim în aceeași linie
că atunci când după 40 de zile Domnul Iisus se va fi înălțat la cer, El va fi luat cu El în trupul acela proslăvit cu care s-a înălțat, ce a luat cu El? Semnele cuielor. A luat cu El stigmatele. A luat cu El dovezile faptului că a fost om și că le-a asumat pe toate ale noastre până la moarte și, cum zice Pavel, și încă moarte, de cruce. Slăvit să fie El. Învierea, spuneam, și Duhul. Partea a doua a textului, implicit și a predicii, este despre Duhul. Este despre momentul acela când, cum citim, dragii mei, Domnul Iisus zice că a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Este despre ceea ce numesc comentatorii rusaliile ioanine, un fel de anticipare a rusaliilor din Fapte, capitolul 2. Dacă învierea este antidotul fricii, atunci oare Duhul ce este? Duhul este, iubiții mei, antidotul neputinței. Antidotul neputinței. Pentru că ucenicii, sub imperiul fricii, a retragerii, a izolării, a dezorientării lor, erau atinși, propriu-zis, de neputință. Și neputința lor se manifesta tocmai în frustrarea că nu puteau să facă nimic. Aș vrea să vă întreb ceva banal, retoric, nici măcar nu aștept un răspuns. Nu e așa că și în viața dumneavoastră, ca și intra mea, cea mai mare frustrare ne-o provoacă neputința? De orice fel. De orice fel. Măi, nu te doare nimic ca neputință. Vrei să înveți o limbă străină, presupunem. Nu vrea nimeni, dar vreau să spun, ne imaginăm. Păi nu poți să o înveți, măi. Nu te duce mintea. Vrei să faci o faptă. O faptă, nu o vorbă. Atâta ești de stângaci. Atâta nu-ți iese. Atâta nu ești mulțumit de ce a ieșit. Din punct de vedere spiritual, în umblarea noastră personală cu Domnul, vrem uneori să atingem standarde mai înalte, cum e normal să vrem, de virtuți, de căldură duhovnicească, de sete după Dumnezeu, și nu putem. Și neputința înseamnă decalajul acela frustrant, dureros, dintre voință și putință, dintre ceea ce știi că vrei, știi că trebuie și nu poți. Ca să nu mai lungim, vă aduc aminte că în cea mai dogmatică epistolă, în epistola către Romani, apostolul Pavel undeva în capitolul 7 zice: văd în mine legea aceasta, căci binele pe care vreau să-l fac, da, nu-l fac. Deci binele pe care vreau, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau, e împotriva voinței mele. Cum zice Pavel textual? Iată ce fac. Uitați-vă voi. Se face vulnerabil apostolul și ne arată tuturor că toți suntem de fapt în asentimentul lui. Când eram mic în biserica unde am crescut, fiecare avem, cred că așa amintit, exista obiceiul să ai un verset de aur în fiecare an. Și eu câțiva ani m-am ținut și eu de asta, cu versetul de aur. Și întrebam pe unul și pe altul ce verset are el. Eu mai luam versete de pe la ei. Și am văzut că aproape toți aveam versete numai triumfaliste, numai cu... Triumfaliste, știți ce? Nu mai intru în detalii. Te ajut cu ce poți. Și Ioan 3 cu 16 și pototul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4 cu 13 și uite că le-am ținut minte câteva. Și ne luăm câte un verset cu care să ne alinăm, cu care să trecem doar tot anul, până la anul când ne alegem altul și ne agățăm de ce putem. Dar cum ar fi să ne luăm într-un an un verset ca acesta pe care l-am citat? Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Cum ar fi să punem în versetele anului și versete care se reflecte neputința noastră, incapacitatea noastră, limitarea noastră, căci mici suntem și slabi suntem, dar mare și tare e Dumnezeu. Iubiți frați și surori,
Când spunem neputință, nu ne referim că altul e neputincios, că atunci am fost, că poate voi mai fi, ci ne referim la o neputință cu care ne trezim în fiecare dimineață. Și în cazul ucenicilor, neputința lor era legată și de vocația lor. Domnul i-a pregătit 3 ani, 3 ani și jumătate și acum stau neputincioși, inactivi, retrași, izolați, în spatele ușilor încuiate. În fine, ultima reflecție despre neputință și apoi remediile pe care Duhul le aduce neputinței. Aș vrea să înțelegem, iubiții mei, că uneori suntem neputincioși în propria noastră vocație, adică acolo unde ne-a chemat Dumnezeu și unde ne cizelăm, unde ne dezvoltăm, unde încercăm să fim competenți și acolo suntem uneori neputincioși. Ce slujitor, indiferent ce slujire are, care dintre slujitorii din biserică nu a simțit măcar o dată de-a lungul slujirii o profundă neputință? Când îți vine toate să le lași, toate să le abandonezi și altul să facă mai bun, mai puternic, mai rezistent decât tine, decât mine. Ucenicii căzuseră într-o neputință vocațională. Nici nu mai știau dacă i-a chemat sau nu i-a chemat. Nici nu mai știau dacă au învățat ceva sau nu au învățat nimic. Nici nu mai știau dacă pot sau dacă nu pot. Nu mai știau nimic. Acolo te aduce neputința. Duhul oferă 3 remedii. Primul se numește trimiterea. Domnul zice, dacă vă uitați împreună cu mine în versetul 21, Domnul le zice, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. I-a mai trimis de mai multe ori. Trimiterea aceasta, Domnul a reiterat-o de-a lungul celor 3 ani de misiune, 3 ani de școală, 3 ani mesianici. Ei au auzit mereu această trimitere. Acum Domnul reia trimiterea. De câte ori te trimite Domnul? De câte ori îi trimite pe ei? De câte ori îi impulsionează Domnul pe ei, pe ucenici? De mai multe ori, inclusiv în ziua învierii. Odată ne cheamă Domnul, zicem noi, odată ne trimite Domnul, odată ne dă Domnul un dar sau mai multe daruri, dar de fapt ne tot trimite și ne cheamă și ne ridică din nou și din nou. Din puțina și firavea mea experiență vă pot spune că este așa și oricine poate depune această mărturie. Dacă n-ar fi fost Domnul în momente foarte delicate ale vocației mele, ale slujirii mele, care să mă trimită din nou, să mă energizeze din nou, să mă ridice din nou, nu odată aș fi abandonat, ci de mai multe ori. Și care n-ar fi abandonat? Pentru oricare de aici, o vocație, o slujire e mai grea decât el însuși, dar e bine că e mai grea ca să fim dependenți de Dumnezeu, ca să slujim cu smerenie, ca să putem spune fiecare în vocația noastră, suntem încă în slujire pentru că Domnul mă ține, pentru că Domnul m-a ridicat. Pentru că nu e puterea mea, după mine de mult n-aș mai fi aici. Asta oricine poate să spună. Și asta nu este o depersonalizare, nu este o lipsă de stimă de sine, nu este o absență a curajului, este un respect, este o smerenie, o reverență față de Dumnezeu pe care o facem și faptul că El de fapt ne trimite din nou și din nou și Duhul lui Dumnezeu ne impulsionează din nou și din nou. Face posibilă continuarea slujirii noastre. Avem așadar trimitere. În al doilea rând avem împuternicire. Spune că a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Când zice că Domnul a suflat peste ei, de ce pasaj din Vechiul Testament ne aducem aminte? Din Cartea Genezei. De momentul când Domnul a plămădit pe om din țărână și zice că ultimul moment al creației, nu? Ultima parte care face din om un suflet viu, zice că Domnul ce-a făcut? A suflat în nări, suflare de viață. Și astfel omul s-a făcut un suflet viu. Putem merge mai înainte, chiar în capitolul 1 din Geneza, chiar înainte de creație și putem să vedem cum Duhul se mișcă pe deasupra apelor și Duhul e prezent, e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, binecuvântata treime. Și iată-L pe Duhul suflat de Dumnezeu în nările omului. Iată Duhul care pune în mișcare viața umană și care pune în mișcare, cum am spune noi azi, pe bună dreptate,
această coroană a creațiunii care este omul. Și de atunci Duhul lui Dumnezeu este prezent în Vechiul Testament. Nu a putut fi profeție vechi testamentală fără Duhul lui Dumnezeu. Nu au putut fi acte de curaj supraomenești, cum vedem, de exemplu, la Judecători, nu? În Cartea Judecători, fără ca să vină mai întâi Duhul cui? Duhul lui Dumnezeu. Nu puteau fi reformatori, precum Ezra și Nemia, dacă nu venea peste ei Duhul cui? A lui Dumnezeu. Nu se puteau scrie psalmi, cuvinte de înțelepciune, cărți de înțelepciune. Nimic nu aveam ca revelație textuală dacă în spate nu era Duhul lui Dumnezeu. Și ca să ne fie clar și apostolic, zice așa de frumos apostolul Petru, că oamenii n-au vorbit de la ei, ci au fost mânați de cine? De Duhul lui Dumnezeu. De aceea slăvit fie Duhul lui Dumnezeu. De aceea este despre înviere, dar este și despre Duh, pentru că Duhul împuternicește și când Domnul suflă peste ei, aici de fapt este o împuternicire a lor, este o anticipare a rusaliilor, a textului din Fapte, capitolul 2. Nu putem să nu ne aducem aminte și de Ioan, capitolul 3, discuția cu Nicodim, în care Domnul zice, vântul suflă încotro, vrea, și nu-i cunoști direcția. Așa este cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul care suflă încotro vrea, am zice, arbitrar, incontrolabil în capitolul 3, aici în capitolul 20, nu mai suflă vântul încotro vrea, ci suflă direct asupra ucenicilor. Sigur că toți oamenii au nevoie într-un fel sau altul de Duhul lui Dumnezeu, că doar Duhul convinge omul că e păcătos, omul se convertește, Dumnezeu îl iartă și omul devine, iată, mântuit prin Hristos. Toți oamenii au nevoie, dar îndrăznesc să afirm în lumina textului și a sărbătorii de azi, cu prioritate și necontenit și poate mai conștient și mai amplu, Biserica lui Hristos are nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de împuternicire de la Dumnezeu. Înțelegi că nimic nu poate înlocui Duhul în viața ta, în vocația ta, în bătăliile tale. Înțelegi că atunci când ești slab, nu e slab pentru că nu știi, ci e slab pentru că n-ai putere, puterea aceea care vine de unde? De sus. Înțelegi că atunci când te împiedici în lucruri mărunte, cândva nu te împiedicai în ele, acum te împiedici, acum ești slab, firav, vulnerabil, acum nu te mai recunoști pe tine. Înțelegi că nu ai nevoie de încă o predică, crede-mă, nici de încă o cântare, nici de... N-ai nevoie să te duci undeva, să auzi pe cineva. Ai nevoie de o plinătate mai mare din Duhul Sfânt. Și Duhul umple viața noastră când ne rugăm, când citim în Scriptură, când ne adunăm împreună, când cântăm, când facem ale Domnului, prin acestea, făcând acestea ale Domnului, acestea de sus, Duhul lui Dumnezeu infuzează, energizează viața noastră și îi mulțumim Domnului pentru asta. În al treilea și în ultimul rând, al treilea remediu, pe lângă trimitere și împuternicire, este autoritatea. Autoritatea. Celor ce le veți ierta păcatele, zice Domnul în același text, vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Desigur că textul e foarte delicat de interpretat. Ce putem să înțelegem de aici și ceea ce voi spune, dragii mei, este ceva ce se poate lua fără teamă, dar se poate intra și la mai mare adâncime, doar că nu o să o facem. Dar ceea ce putem înțelege fără teamă, la un nivel măcar de principiu al înțelegerii, este că atunci când Domnul spune, și nu numai aici a spus și înainte de patim, i-a spus și lui Petru, când Domnul spune, voi când veți ierta păcatele, vor fi iertate, sau în altă parte știți că i-a spus Domnului Petru, ce veți lega pe pământ, va fi legat și în ceruri. Texte de felul acesta care ridică mari probleme ecleziologice, adică dificultăți de interpretare, totuși ne permit să credem următorul lucru, că Domnul a dat bisericii sale, nu unui om, ci bisericii sale, o autoritate unică. Și că nicio altă instituție de pe pământ, nici măcar o casă regală, nu are autoritatea aceasta unică pe care o are biserica în cele spirituale. Pentru că biserica este expresia împărăției lui Dumnezeu, care, cum zicea Domnul Iisus în fața lui Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta.
o autoritate specială care ține de gestionarea sufletului, de gestionarea mântuirii oamenilor. Prin urmare, când venim în biserică, dragii mei, e corect să credem asta, să asumăm asta, să ne smerim că suntem într-un spațiu în care funcționează o autoritate nu de pe pământ, ci din ceruri. Nu omenească, ci supraomenească, dumnezeiască. Și că prin biserică, respectiv prin slujitorii care își asumă vocațional slujirea în biserică, există o autoritate asupra noastră de care avem nevoie. Aproape n-am auzit niciun amin și acum deja e prea târziu. Prea târziu. Spunem amin și eu fac la fel. Când e ceva triumfalist, dar când face afirmația păstorul, mă rog, unul dintre ei, face afirmația, că atunci când intri în biserică, când ești parte din biserică, tu ești sub o autoritate unică, cu totul duhovnicească, spirituală, pe care trebuie să o respecti, la care trebuie să te reperezi. Nu e vorba de oameni, mă înțelegeți? Sigur că e prin oameni, dar nu e vorba de ei. În ultima instanță e vorba de autoritatea capului bisericii, care e Hristos. Dar când auzi o afirmație de tipul când intri în biserică, tu te supui sub această autoritate cu păcatele legate, că ce se leagă aici se leagă în ceruri, adică despre ce vorbim? Și când e vorba de păcate, iertarea păcatelor, e vorba de mântuire, înseamnă că, iubiții mei, și înțelegeți, vă rog, bine ce vă spun, nu răstălmăciți, vă rog, nu răstălmăciți ca de pe internet, ca ce ne vedem față către față, mă gândesc că mai bine prindem așa. Când spunem autoritate, tehnic spunem că bisericii a fost dat mandatul de a gestiona, de a urmări, de a stimula, de a îngriji, de a corecta mântuirea noastră. Că lucrurile nu stau așa de inefabil, mă înțelegeți? Adică numai niște cuvinte care le rostim și fiecare cum crede, toți suntem fericiți. Foarte bine. Dar ce fericire tâmpă e aceea? În care nimeni nu se supune nimănui, în care nu există o ierarhie, care din cer coboară. Nu abuz de putere, nu cultul personalității, toți fugim de asta. În primul rând, noi, care venim mai des în față, fugim de asta. Că n-am vrea să-L știm între noi decât pe Hristos. N-am vrea. Noi suntem primii care n-am vrea să-L știm pe altcineva. Dar autoritatea bisericii în asta constă. Că gestionează mântuirea omului la scara istoriei. Și că omul se mântuiește în biserică sau nu se mântuiește? Nicăieri. Că într-adevăr, într-un sens neconfesional, spun acum, în biserică e mântuire. În biserică e mântuire. Că nu se cunoaște un alt spațiu, o altă instituție divină, umană, în care să funcționeze o autoritate duhovnicească, hristică, decât Biserica lui Hristos. În această zi frumoasă de sărbătoare, care iată că se încheie, nu e prea mult să o încheiem cu această notă. Hristos a înviat ca biserica să aibă autoritate. Hristos a înviat ca tu să te simți confortabil în biserică și dacă va fi să cazi, acolo e biserica să te ridice. Și dacă va fi să ai un dar special, biserica va fi acolo, se va bucura și se va înfructa din darul tău, din vocația ta, pentru că nu e loc de invidie, nu e loc de sfadă, mă înțelegeți? Nu e loc de nimic omenesc, pentru că nimic de afară n-ar trebui să fie înăuntru, ci doar Hristos și ale lui Hristos. Haideți să ne ridicăm. Și înaintea acestui Dumnezeu, ce a fost mort și a înviat, venim să-i mulțumim pentru învierea Lui. Dar nu numai atât. În această ultimă rugăciune, haideți să-i cerem Domnului o plinătate mai mare din Duhul Lui cel Sfânt peste noi, peste viețile noastre, peste biserica noastră. Ne rugăm cu toții.